De ce? Au intrat pe strada noastră. Au intrat pe strada noastră? Dar de ce? Au intrat pe strada noastră. Mergeți puțin afară, vă rog frumos. Ce? Vine o televiziune. Eu știam că e vorba de noi, că la noi se referă. Ce televiziune vine? Vine un tâmpit de la auto. E, vine un tâmpit. La cine ați primit telefon? Nu știu de la cine. Cu țigara, înăuntru. Da, domnul fumează, nu. Deci este domnul primar al localității. A, domnul are voie, are dreptate. Când, domnule, să ții oamenii afară, e frumos să ții oamenii, nu-ți rușine puțin. Lasă, intrați, domnule, în primărie, cum să ții domnul afară? Uite că am dreptul să te filmez. Când am plecat de la primăria Roseții, în drumul nostru către primăria Modelu, în fața noastră a fost poliția. Poliția s-a dus înainte, noi am făcut la stânga. Am ieșit din mașină și îl aud pe un domn de acolo care spune cum? Au făcut stânga? Au intrat pe strada noastră? Ce o fi omul? N-are cu sunar nimic. Au intrat pe stânga, da? A intrat pe stânga, pe strada noastră. Bine, imediat. Lăsă-ți acolo. Deci aici stânga? O să trebuie de pauză și... Se duce și îi spune unei doamne de acolo, hai gata, nu mai mâncat, vezi că o să vină televiziunea și o să vadă că ești în pauză de masă și cum o să justificăm noi pauza de masă. O să trebuie de pauză și... Să zic că nu e pauză, faceți cum vreți. Teoretic, în lege nu este specificat care pauză de masă. Deși e dreptul lui să mănânce până la urmă, n-am nicio problemă cu asta, că trebuie omul să mănânce. Lăsiți puțin afară, vă rog frumos, că vine, vine o televiziune, că e pauză. De ce se întâmplă uneori să fim confundați cu televiziunea? Un prieten de-al meu, Tony, mi-a împrumutat această cameră profesională pe care o folosim ulterior. Adică prima dată intrăm cu telefoanele, iar după care scoatem camera. Lăsiți puțin afară, vă rog frumos, că vine, ce? Vine o televiziune, că e pauză. Ce nu televiziune vine? Vine un tâmpit de la... L-am întrebat pe domnul. Domnul, dar ce televiziune vine? Eu știam că e vorba de noi, că la noi se referă. Ce televiziune vine? Vine un tâmpit. Ce nu televiziune vine? Vine un tâmpit de la... Cu mine? De aici, dar știu că 12:30, da? Haideți veniți puțin afară. Dar de ce? Au intrat pe strada noastră. Au intrat pe strada noastră? Dar de ce? Au intrat pe strada noastră. Haideți, vă rog. Ce a intrat pe strada noastră? E un... Da? Un domn cu... Dumneavoastră sunteți? Nu, nu. Nu sunteți dumneavoastră, că vă văd că aveți telefon. Da. Păi da. Dar cine vă sună? Păi și ce, ne închideți primăria? Dumneavoastră sunteți? Nu, eu sunt cetățean. Poftiți. Dar de ce? Cine v-a sunat? Cine v-a sunat? Dar la cine ați primit telefon? Poftiți? La cine ați primit telefon? Nu știu de la cine. L-am întrebat de la cine a primit telefon. Nu mai știu. Amnezie totală. Nu știu de la cine. De ce? Nu mai știți de la cine ați primit telefon? Da. De la cine? Da. Dumneavoastră cine sunteți? Saic Marian, numele meu. Poftiți? Saic Marian, dar cine v-a sunat? A, dumneavoastră sunteți cu televiziunea? A, dumneavoastră sunteți cu televiziunea? A, dumneavoastră sunteți cu televiziunea? Nu sunt, domnule, cu cine televiziune. Cine v-a sunat? Poftiți? Noi nu suntem cu televiziunea. Sunteți la noi, după una? Nu, sunt cetățean al României. Deja omul a început să ancheteze de unde sunteți. Era clar, el deja și-a dat seama de gafa care a făcut-o. Televiziunea. Sunteți la noi din comună? Nu, sunt cetățean al României. Când, domnule, să ții oamenii afară, e frumos să ții oamenii, nu-ți rușine puțin. Lasă, intrați, domnule, în primărie, cum să ții domnii afară? De ce mă filmezi? Uite că am dreptul să te filmezi. Da. Păi le blochez, le închis primăria oamenilor. Da, poftiți. Nu, noi, domnule, lasă oamenii să te intre în primărie, domnule, ții afară. Dacă până la 12:30 este pauză, uite. Păi nu te-ai dus mai devreme, domnule, și ai spus femeii să mai mănânce că vine televiziunea și n-ai cum să justifici pauza, că nu există. Dacă până la 12:30 este pauză, uite. Păi da, dumneavoastră credeți că n-am ce ați vorbit cu doamna? O să trebuie de pauză și... Dumneavoastră credeți că n-am ce ați vorbit cu doamna? Noi avem la valiere, avem telefoane. Perfect. Cine sunteți dumneavoastră aici? Cine sunteți? Eu sunt un... Un ce? Un... Bun, ce? Eu sunt un... Mai rămas blocat. Eu sunt un... Un ce? Un ce? Funcționar. Păi, domnule, ești plătit din banii oamenilor. Scuzați-mă. Spune cine ești, ce așa eu sunt șeful serviciului apă și canalizare. Așa, fac domnule, modelul, așa. Da? Și de ce le blocați accesul oamenilor? De ce le blocați accesul? Duceți-vă, domnule, unde aveți treabă, faceți-vă treabă. Doamnele... Așa, mănâncă. Să-i lasă aici, să stea în căldură, aici. Păi, dacă vor să stea... Dacă ei vor să stea, care? Ai văzut, Maria, cum a fost sunat imediat, am dat cetățenii afară. Dar ți-am spus că asta vor face. Da, eu domnule, nu-i frumos, domnule, să faceți așa ceva. Spuneți cu cine aveți treabă. Uite, vreau să vă salariu dumneavoastră. Doamne, ferește. Salariul dumneavoastră, unde îl pot vedea? Nu știu. Cum, domnule, nu știți unde se poate vedea salariile dumneavoastră? Conform legii 153, sunteți obligați să le aveți puse la vizier. Nu știu.
Nu știu. La salarizare. Atunci ce spuneți din dumneavoastră, ce salariu aveți? 2400 de lei. 2400. Ați văzut, când și-a dat seama exact cine suntem, omul a fost foarte deschis. 2400 de lei. Asta să mai gândească. Aveți. 2400 de lei. 2400 de lei. A primit telefonul, de-aia spune oamenii acum, spune tot. Dom'le, dar legea vă obligă să aveți aici... Domnișoară. Vă rog frumos, poftiți aici. Aveți nevoie de ceva? Vă rog să solicitați scris. Dar mă uit, mă uit. Păi, dar nu filmați, vă rog frumos. N-am voie să filmez? Chiamă, domnule, poliția, domnule. Da, nu, intră în atribuțiile mele să spun. Lasă, fiindre oamenii să-și facă treaba, țineți oamenii. Dumneavoastră, dacă ați venit să filmați asta, nu înțeleg de ce nu vă prezentați. Eu m-am prezentat, da? Și-am dormit, Maria. Dumneavoastră. Perfect, să rămâi. Stai, Maria. Cu toată cunoștință. Ce să fac, omul? Dai seama, i-a pupat mâna lui Maria, că trebuia să se facem publicitate. Cunoștință? Stai, Maria, nu are meu. Cu respect, domnul Soare, încântat. Da? Da. Nu ne-a venit puși pe cer, până ne-a venit puși pe scambar. Ce faceți, intrați cu țigara înăuntru? Da, a venit domnul primar. Cu țigara înăuntru? Da, domnul fumează, nu. Însu este domnul primar al localității. A, domnul are voie, are dreptate. Domnul primar, de ce am trecut de la dumneavoastră? Eram în trecere, bun. Da. Hai, de cont. Și eu am invitat-o pe doamna, dar... Da, vreau să mă uit, că am tot dreptul săraci oameni stau afară. Da, dacă aveți nevoie, aveți pe dreptul ce să pozați aici sau cum? N-am voie? Ce drept aveți? Ca și cetățean. În primărie intrați numai când aveți probleme. Da? Da. Pe bune, atât. SRL? Pe bune, da, SRL. SRL? Da, SRL. Aoleu. Da, n-ai știut? Nu știu. Da, uite că spune. Este SRL-ul dumneavoastră? Care nu este domnul? E al comunei. E al comunei, am înțeles. Adică al României. Nu e al exact. Nu e al... Normal că n-are. Implicit că e al României, da? Că nu fi în fără... Pakistan. Exact. Păi. Exact. Domnul primar, nu am trecut să vă întreb. O, oamenii ăștia, canalizare aici? Să vă întreb de cât. Da. Au canalizare? Da. Au apă? Au. Gazi le-a spus? Au. Drumurile le-ați făcut? Le facem. Groapă de gunoi aveți? Groapă de gunoi. Nu avem groapă de gunoi. Am văzut niște gunoi. Nu, acolo sunt demolări, e hotărât de Consiliu. Aia pe... aducere la nivel, să aducem investiții, să dăm locuri de muncă. E ceva greșit? Nu, nu, e foarte bine, dar am văzut demolările acolo. Ați făcut pe programul PNRR2 pentru... Dacă l-ați accesat. Ați accesat? Extindere canalizare. Da. Foarte bine. 17 km de drumuri asfaltate. Foarte care bine. Sunt aprobate. Așteptăm să semnăm. Da, mă rog, și acum începe omul să laude că ce a făcut, că ce n-a făcut, ce a făcut bun pentru cetățeni, pentru localitate, ce primar harnic este el. Da. Să vedem că mă spuneți în clipurile alea ale voastre și ce fac primarii ăștia lucruri bune. Nu numai că a aruncat la gunoiul. Nu, păi avem. La gardul strâmb. A noi arătăm lucrurile bune dacă avem ce arăta, dacă avem comunicare. Este normal atitudinea asta să o aibă un primar atunci când știe cu ghilimelele de rigoare că o să-l viziteze o televiziune. Dar sunt sigur că dacă l-am fi prins, fără să fie anunțat, nu ar mai fi abordat subiectul în această variantă. Când dai acolo, numai, bă, primarul ăla a făcut, e mână-mână cu ăla cu oi. E mână-mână cu nu știu care. I-am spus, nu scrie de mal boci, că nu e al meu. Aruncă-i mei. Asta da. E. Das. Am plecat într-o altă comună pentru că chiar nu și-avea rost să... Bun, deja știa că suntem de la televiziune, așa cum știa, nici n-avea cum să ne prezinte lucruri rele, nici n-avea cum să ne vorbească urât. Era clar că se purta cu mănuși cu noi și chiar nu aveam de ce să mai rămânem la primărie, asta că am fi stat degeaba. Când ne ducem într-o instituție publică, nu ne interesează cum se poartă cu o televiziune, nu ne interesează cum se poartă cu senatorii, cu deputații. Pe noi ne interesează cum se poartă cu cetățeanul de rând. Încurajăm pe toți cetățenii care au astfel de probleme să ne scrie pe pagina Șandor Maria și promitem că nu vom divulga nimănui mesajele dumneavoastră și absolut tot va rămâne confidențial. Vă încurajez să ne scrieți toți.